stagiune teatrală continuă la Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu din Curtea de Argeș. Actorii Teatrului Alexandru Davila vor pune în scenă joi, începând cu ora 18, piesa Puș la Maua. Vom continua colaborarea cu Alexandru Davila. Noi știți că avem un parteneriat în care prezentăm stagiunile complete ale acestui teatru. De data aceasta, pe 19 mai, la orele 18, vom avea piesa de teatru Puș la Maua și intrarea este liberă, ca de obicei. Aștept din nou iubitorii de teatru și nu numai. Încă o dată, directorul Centrului de Cultură și Arte, George Topârceanu, amintește celor din Curtea de Argeș că intrarea la piesele de teatru este gratuită. Piesa pusă în scenă mâine, Puș la Maua, va oferi tuturor un spectacol de calitate cu multe răsturnări de situație.